Timișoara sărbătorește 133 de ani de la inaugurarea primului muzeu. La 29 august 1891 în Timișoara a fost inaugurat primul muzeu al orașului, muzeul banatului, azi biblioteca Academiei Române. Clădirea inițială a fost demolată în 1886. Edificiul actual a fost ridicat între anii 1886-1889 în stil eclectic, istoricist, cu elemente clasiciste, stil considerat pe atunci ca fiind al renașterii. Edificiul a fost inaugurat la 29 august 1891 pentru societatea muzeală istorică și arheologică din Ungaria de Sud. În limbajul curent, clădirea se numea Muzeul Timișoarei. Conexiunea a fost restabilită. Tablourile din încăpere îți vorbesc pe șoptite, de parcă ar avea să-ți dezvăluie secretele celor care au trecut pe aici, transmit reprezentanții Muzeului Național al Banatului.